În noapte în Madagascar și întreaga junglă face nani. Sunt liniștii hipopotamii sub raza lunii de creștări. Politicienii au făcut campanie electorală pe oriunde, pe câmp, în porturi, pe vapoare, în gări, trenuri și cine mai știe pe unde au apucat. Astfel, cetățenii exasperați de vorbăraie și nimic concret, în practică ori în proiecte, au ajuns cu răbdarea la o limită și astfel pe unde i-au prins, acolo au acționat. Astfel, Traian Băsescu, când s-a dus în Republica Mazăre, a fost scuipat chiar de un locatar al blocurilor conservă supraevaluate din atenția DNA-ului din cartierul Henri Coandă. Omul, fiind nemulțumit de președinte, apoi făcând pe nebunul lor, chiar nebun fiind, întrebând în stânga și în dreapta ce a făcut, de ce este la poliție, iar când a aflat, a plâns și a spus că îi pare rău și că nu crede că l-a fost capabil de așa ceva. Premierul, în schimb, a fost și el luat cu hoa pe peronul gării de nord din București de oameni, iar politicienii acum se acuză între ei de mișmașuri cu strigături și huiduieli. Ce cred oamenii despre flegma primită de Traian Băsescu, am încercat să aflăm astăzi la Starea de Spirit. Starea de Spirit nu este un sondaj de opinie. Ce părere aveți despre faptul că președintele Traian Băsescu a fost scuipat de către un cetățean în portul Constanța? E un gest urât, pentru că nu trebuia, că pe țării, dar poate merite soarta. Deci noi, eu n-am voie să intru în politică. Eu sunt o creștină separată, știți, sunt la baptiști, dar nu-i voie. Te rog, ne rugăm pentru el, să-l schimbe Dumnezeu. Dacă nu poate lumea, noi nu putem, Dumnezeu poate să-l schimbe. Pentru că face multe fapte care nu trebuie, face dezbinare în țara asta. Și noi ne rugăm în biserică să Dumnezeu ca să nu fie dezbinare în țara noastră, în România. Ne rugăm pentru poporul român, de ne rugăm, să știți, să nu fie dezbinare în țara, în România. Deci să pregânteze Domnul poporul creștin, deci să fie și ei alături de conducători. Acum am văzut că au ieșit PSD-ul și consider că o să fie bine. Sperăm, cu voia lui Dumnezeu, că va fi bine. N-am altceva, n-am ce să spun. Dacă numai cuvinte frumoase trebuie să vorbim, că suntem, cum să zic, suntem români, să fim mândri că suntem români, da, dar să fim creștini adevărați, să nu fim falși. Ce părere aveți despre faptul că președintele Traian Băsescu a fost scuipat de către un cetățean în portul Constanța? Gestul e urât, dar cred că și omul a fost la maxim cu nervii întinși. Cum vă explicați gestul lui? Am spus, nu e civilizat ce să... Poți să protestezi altfel, să îți spui părerea într-un anumit fel, dar așa, gestul este dezaprobat. Ce părere aveți despre faptul că președintele Traian Băsescu a fost scuipat de către un cetățean în portul Constanța? Foarte urât despre gestul celui care l-a scuipat. Oricum e președintele țării și când a scuipat pe Traian Băsescu, a scuipat președintele țării. Dar credeți că ar fi meritat? Nu. Oricum nu. Ca președinte e președintele țării, ca om poate ar fi meritat, dar ca președinte nu. Ce părere aveți despre faptul că președintele Traian Băsescu a fost scuipat de un cetățean în portul Constanța? O părere foarte proastă, datorită faptul că suntem români și nu trebuia să suntem pe așa ceva. Nu vi se pare normal gestul bărbatului? Nu. Dar vi-l explicați oarecum? Explicații nu pot să-mi dau, că nu știu în ce situație a fost. Fost nemulțumit oare din neajunsuri? Poate din sărăcie care o a avut-o el și a exprimat un cuvânt sau, cum să spun, neplăcere care a suferit. Suferi ceva în viață, fiecare om suferim, dar în realitate nu știm fiecare ce avem în suflet. Nu e păcat, e rău că am făcut așa ceva, nu e omenesc.